am și pui aici, nu știu dacă am făcut bine, i-am băgat peste, am și niște voiajori maturi, așa vreau să-i las aici voiajorii maturi, de ăștia de culoare, cu dungile albe, dominant opari. Femelele, de fapt, nu m-am masculis cu dungile albe. Ăla-i pui din lupul, tot de-aia l-am pus aici să-mi ridice la zbor, să-mi învețe la zbor puii. Și am tinere de anul ăsta. Uite, acolo am un mascul tânăr, nu știu, la a treia remigă, place despre el, Sozatul. Ăla deasupra lui, albitura aia, e un pui. Mai am aici unul, îmbălțat, păsozat. Mai am pe ăsta aici, toți nepoți din Tancu, ăștia cu bălțătură, solzați ăștia cu bălțătură. Am avut 3 fete din Tancu anul trecut. Toate 3 mi-au reprodus bine anul ăsta, da? Cel mai tare e ăsta. Ăsta nu știu dacă tot așa, la a doua, e la a treia remigă. Are un glas gros când cântă, când cânta gros face curățenie în jurul lui, nu-i frică nici de masculii maturi. Ia uite și solzatul. Zilele astea mă pregătesc să... Și niște diluate, 2 amaci, mai am câteva jos, acolo în matcă. Bine, mai am astea 2 care am mai tăiat în seara asta, 3. Și mai am una pe bălțat, pe dungat acolo, lângă solzatul ăla care cântă. Solzatul ăla va merge la zbor, numai să zboare. Dar încă e crud, încă e tânăr, pot să am timp. Uite-l, ăsta e dracu. Bă, ăla ce glas gros are. Nu mai știu în ce direcție să filmez, în ce direcție să mă uit. Mai am un solzat acolo. Un solzat încă e aproape gut. Și ăla l-am văzut că e în formă. Ăla cred că e mai din primăvară un pic. Din puiul lui Magellan. Din șaliul de Magellan. Dar șaliul de Magellan are mai mulți pui aici. Nu mai știu eu care cum i-o scos, că deja... Ar fost mulți! Oricum o să fie spectacol. Și afară. Și afară și pe boxă. Și am adus vreo 10 puișori. Ăștia sunt piui. Nu 10. Bă, poate că sunt vreo 8. Nu știu. Mai am ceva femelă indigo, șalie acolo. Aia e din sora lui Hannibal. Mai am aici deasupra capului, undeva pe scândura asta, trebuie să fie un mascul, ba nu, uite acolo e. Din sora lui Hannibal, care se mișcă foarte bine, am o s-o parcat, că tocmai au mâncat, dar înainte el a făcut spectaculații. Și ce să zic, de-abia aștept să-i văd pe afară. Deja am pus 3 albaștri. I-am și scos astăzi afară, unul care seamănă bine, bine și la cioc și la tot cu pluma loca, s-a dus, s-ar putea să întoarcă mâine, s-ar putea să nu se mai întoarcă și mai am unul dungat, care e și dominant opal, ia uzi ce bate el, ăla cu căpățâna albă și cu solzatul ăla care îmi place mie, ăla hard, foarte activ, uite acolo e și ăla din sura lui Hannibal. Unde dracu filmez? Aha, se duce după ea și solzatul. Ia uite-l pe ăla. Ăla cu căpățâna albă, ăla e foarte activ, am văzut și pe ăla. Și solzatul ăsta. Ma!
Dar din care o fi ieșit? Mă socotesc eu și le dau de cap până la urmă, ia uite. Dar hai, focalizează. Aha, uite-l acolo. Bă, tinerei, mă, tinerei. Abia dacă o prins glas. Mai e ăla acolo cu medalion. Soldatul, fii atent, soldatul, mă, că vine până aici lângă mine după porumbiță. Fantastic. Ia uite-l și pe ăsta cu medalionul. Bărbiță. Ia. Bă, dar imitite soldatul ăla, dar e al dracului. Mi-aduce aminte de Ferrari. Când îl văd așa de insistent. Azi că vă văd eu mâine în aer. Dacă nu mâine, păi mâine. Și mai am un soldat aici. Asta cred că am început în năpârlirea mai grozav și... Sau s-o lovit mai înainte când l-am încercat eu să-l prind? Sau o fi femelă? Nu știu. Dar ăla, oricum, ăla nu se manifestă chiar așa, nu e. Și un albastru cu cioc mic, dar încă nu știu ce e mascul sau femelă ăla. Mai am. Albastru cu cioc mic mai am, dar i-am lăsat jos. Deocamdată îi scot pe ăștia. Bă, prichindelul ăsta, vă place destul de el. Soldatul ăsta. Cu care cum îi văd că... Uite, bă, că-i mascul și cea tomacengă ăla cu ciocul ăla mic. Albastru. Doar că e mai mole. Prețul. Unde Dumnezeu? Nu mai știu nici unde să filmez, bă, frate, să-l bag piciorul. Dar ăsta, toată scena e a lui, frate. Deci ăsta, la fizic, seamănă soldatul pe el. E tot așa, subțirel și ăsta. Subțirel și lunguieț, lung, paripă. Acolo e ieșirea, las că vă dau drumul mâine. Uite-l, piticotul ăla cu cioc scurt. Și cu glas gros, el e. Aha, ia lui. Hai, dar ce-mi bate dracu' ăsta, aripa. Să mișcă. Uite și pe celălalt, cât îți bate aripa. Nu-l văd prea bătăuș de aripă. Ma. Soldatul are pe să fie de ce persecuție are. Ba nu, vă bate puiul nemernicul. Care ai după un pui fură, mă. Ba, mă, ce păzăroi mi-a reșit anul ăsta. Extraordinar. Eu nu prea am stat după ei, sincer să fiu. Dar am avut noroc cu fiul meu. Mi-a zis să-i dea sănătate. A lui e reproducția de anul ăsta, ia uite ce piese. Asta să-i vedeți pe el azi. Mai luăm în considerare că sunt în năpârlire. Auleu! Bă, da, ce harnic e dracu' ăsta de soldat, extraordinar! Abia aștept să-i văd pe box, să vă dați seama. Hai că le închid un bec. Asta, papă, tu papă să crești mare, că încă ești micuț. Nu mă mai șat de ăsta, de dragul ăsta. Și
Am o soră de-a lui albastră bălțată. De-a lui ăsta, tot așa cu cioc scurt. Frumoasă foc. Pe aia am pus-o cu panarama ăla fără cioc, care l-am luat din Belgia, din Olanda. Adică surioara lui, stai să vedem dacă mă pot desțepeni să pot să filmez aici așa. Unde ești, fetica? Hai să te vedem. Bă. Asta e sora cu el. Albăstrica asta. Are și ea și gușulică și de toate, numai că nu se manifestă acum. Bă. Tare blândă. Da, stai cu minte, că s-a rupt perechea deja astăzi. Am văzut-o pe ea că e în formă. Și am băgat-o la el. El m-a scut bătrân imediat-o combinat-o. Asta mi se pare cam greu un pic la zbor. E mai osos, e mai greu, e mai gras, nu știu, mânca mai bine. Și celălalt e mai light. Ah, să vedem afară. Că aici fac spectacol. Afară să vedem, dar dintre atâta trebuie să meargă unul. Nu e ca și în alți ani, că nu știam ce să pun pe box sau ce, care o mere, care nu mere, care zbor. Acum, cu zburatul mai vedem, că nici ăștia nu ori ieși la timpul lor afară, dar cât de cât și-au făcut un pic aripa aici în spațiul ăsta. E destul de, nu e suficient de mare, dar îi iau un pic. Mai lăsați mă pui în pace, țăpăciților. Și mai este o generație, că și pe ăsta văd că, și ăsta cred că e tot frate cu el. Soldatul ăla. Ăla și mai are un frate undeva, ăștia i-am încercat acum. Ăia pot, soldați pot fi din tura trecută. Vă las amighito că eu încă mai am două păsări de sacrificat și curățat. Ia uite că și pe opalul vejorul ăla cu dungi albe că și el e harnic. Deși el are femelă. Ha! Ăștia sunt ciuruțele și albăstrelul ăla cu ciuc micuț, și ăla e simpatic, dar încă e cam moale, nu știu, o fi mai tânăr ca ăștia la voi mei. Îmi dau seama, încă nu le-am luat pulsul așa cum trebuie. Ia, farfuria, zburătoare. Ăsta e, aia ce persecuție, ce persecutor are, bă, bla bla. Tot atunci mă apuc să fac videoclipuri când sunt obosit, mi se împulică limba. Antrenează aripile, că o să ai nevoie de ele. Nu știu albaștri bălțați. Ăștia sunt tinerei, puișori. Bă, bănuiesc că dracii ăștia s-au zat închis și cu alb, s-ar putea să fie din moroncel. Și cu femeia aia, cu valenciana aia albastră mică, aia cu fizic de sportivă. S-ar putea, zic, nu știu. Soldatul ăla nu a pus ciocul pe femeie când a mers lângă el.
Hai, noapte bună, lăsăm să culce pui. Așa, aia găsesc locul. Invers, celălalt bec. Ha. Noapte bună.